Hei, salutare mea, bine m-am găsit la un nou episod Visele noastre, legendele și mituri Finance Free 2. Înainte de toate, te-aș ruga să lași un like, doar ce like-ul tău contează. Și la 15 like-uri faci următor episod. Am mai fost rugat să spun numele cuiva în video, așa că haide să aflăm cum se numește Drago X11 și Ciprian Ștejaran. Sper că sunteți fericit. În episodul de astăzi vom vorbi despre Foxy Diner. De ce Foxy Diner? Știm cu toții că nu este Foxy the Pirate Fox din Finance Radio 1. Cu toții știm că cei stricați sau vechi se află vechi în ghilimele, că nu știu cei vechi din Finance Radio 1. Probabil ei au fost primii din Fredbear Family Diner. Se află în Park Room și cred că i-au fost dezactivați și lăsați acolo pentru o eventuală redeschidere. Din a doua noapte, Foxy devine activ. Foxy în al doilea joc pare să arate mai deteriorat și distrus. Din ce endoscheletonul lui sunt vizibil, designul lui s-a mărit ușor, adică seamănă puțin cu tipul de design al lui Freddy. Dacă nu știți la ce se mă refer, adică par mult mai mari, mai ficoșitori spune. Ia porțiunea superioară a mâinilor, a endoscheletonului sunt vizibile. Blana, de pe torsul său inferior, este aproape lipseste, dezvăluindu-o endoscheletonului. La sfârșitul nopții a 6-a din Finance Freddy 2, Foxy vechi, adică Foxy Diner, împreună cu celelalte animatronice mai vechi, sunt păstrate pentru o posibilă redeschidere a pizzeriei, chiar dacă pe un buget mai mic. Se trece la ruta lui, care nu este așa de mare, ca în Finance Freedom. Începe din Par Room Service, sau Par/Service Room, apoi pe Hall, și apoi sare la tine The Office. Pe Foxy îl poți opri dându-i cu lumina, cum să-i spun eu, dându-i cu lanterna, flash-uri, să spun așa. Acesta restartându-și programul și întorcându-se la Par Room. Foxy când este în hall, alături de Mangle sau Bunny, își schimbă la fel ca toi chica expresia feței, devenind mult mai înfricoșitor. Aici aveți o imagine singură. Și aici aveți o imagine alături de Bunny. Da. Păi nu am avut ce spun despre ei, fiindcă nu au o poveste foarte importantă față de cei din Finance Freddy 1. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți următoare episod, hai să strângem 15 like-uri. Like-ul tău contează. Nu a fost Gamer Zombie. Pe data viitoare.